Conducerea Spitalului Orășănesc Novacea a achiziționat aparatură medicală în valoare de aproximativ 3 milioane de lei pentru secțiile ortopedie, ORL, chirurgie, cardiologie și laborator. Este vorba despre tomograf, sistem colonoscop integrat, precum și alte echipamente medicale. Avem de achiziționat aparatură medicală în valoare de 27.000 de euro, asta înseamnă 27 de miliarde de lei vechi. Am încheiat licitația, un acord cadru pe 4 ani de zile în valoare de 1,5 milioane de euro. 90% este finanțarea Ministerului, 10% este Consiliul Local. Pentru anul ăsta, în cei 27 de miliarde, intră aparatura pentru ORL. Valoarea totală a acordului cadru se ridică la 1,5 milioane de euro, aparatura medicală urmând a fi achiziționată pe parcursul a 4 ani. Pentru anul viitor este prioritară procurarea unui tomograf. Medicii specialiști, în câteva zile, se vor scoate toate posturile pe care noi le avem disponibile la concurs și sperăm, pentru că dacă la Târgu Jiu sunt 3 pe loc, poate că din cei 2 care nu vor reuși, va fi interesat unul să vină la noi. Am avea nevoie de 6 posturi. Un medic anestezist, un chirurg, un ginecolog, un radiolog. Conducerea spitalului se bucură de o bună colaborare cu primăria, fără sprijinul căreia nu s-ar fi reușit achiziționarea aparaturii medicale într-un timp record. Îmi doresc din tot sufletul să facem un compartiment de neurologie. Avem o colaborare foarte bună cu doctorița de la Cărbunești și atât la neurologie cât și la cardiologie, lista pacienților este foarte mare. Este specifică, AVC-urile sunt specifice zonei. Dintr-o primă constatare a unui impact făcut de mine și vreau să facem și o saună pe investiții proprii. O salină uscată. În cadrul proiectului de dezvoltare, managerul Emil Grigore vrea să realizeze și o salină similară celei de la Dobrița.